Există oameni care se definesc spre ei înșiși prin cei din jurul lor. Eu, de exemplu, am observat un lucru. Poate e rău, poate nu e rău, nu știu. Depinde. Când sunt aici, frații mei la îndemn, se uită la mine. Dacă zâmbesc, parcă îi văd că prin curaj. Dacă mă văd că stau cu capul în jos, parcă îi văd că se pierd. Te uiți pe soția ta și ziua e bună după cum zâmbește ea. Haideți, haideți. Puțină smerenie. Te uiți spre cel ce-l iubești și ziua e bună după cum vezi lumina pe fața lui. De când ne-am ridicat fiind copii, n-am vrut decât să dovedim Tatălui nostru că suntem buni de ceva în viață. Și foarte mulți dintre oamenii pe care îi cunosc se hrănesc în imaginea de sine cu ceea ce spun cei din jurul lor. Și o să-mi spuneți, este bine? Și eu vă spun, nu. De ce? Și am să vă spun de ce. Pentru că oamenii obosesc. Obosesc. Obosesc în a fi alături de tine, în a te asculta, în a te susține, în a te înțelege. Pentru că omul trece și prin momente proaste în viață, dar singurul care nu obosește, care nu trece prin momente proaste și care are o dragoste care nu se sfârșește niciodată, e Dumnezeu. Amen.